Superliga vă este oferită de Superbet. Trea lui Button, ocazie enormă de fiere pe bara a doua unde apare Lacroix. Cred că Lechiataș, internaționalul lituanian, este cel care a lovit mingea, să vedem. Nu, Achim deviază excelent, se vede că este o schebă. Masiel, centrarea lui Masiel. Respinge Lacroix, nu foarte departe și un șut extraordinar, sub transversală. Prinde în doi timpi Gurău ce înseamnă să ai un portar de aproape 2 metri. A reușit să boxeze acestuia lui Jelev fără să fie nevoit să plonjeze și asta l-a ajutat să prindă apoi mingea. Ce execuție bună! Frumos lung de linie, Masiel. Masiel a scăpat de Padula, vine și centrarea spre Bodișteanu! Bodișteanu înscrie numai împotriva lui FCU Craiova, 1-0 Oțelul. Al doilea gol stagional. Ambele reușite ale lui Bodișteanu vin împotriva trupei lui Mititelu. 1-0. Bună fază. La acest scor e de vreme, dar la acest scor Oțelul sare peste FCU Craiova, face 31 de puncte. Golul nu este deloc simplu. Chiar nu e simplu să înscrie așa. Mai ales că Negru sare în fața lui Bodișteanu, ceea ce îl poate, nu știu, poate face să-și pună semne de întrebare în privința traiectoriei. Își face un frumos cadou în săptămâna trecută când a plinit 21 de ani, a lipsit în meciul din Giulești pentru că a suspendat. A pierdut pe Masiel la faza golului, este păcălit și acum Bodișteanu are dubla îngheată. Poate că a sărit tupii mingea, nu știu ce să zic. Prea departe dă de poartă. Poate o fi sărit tupii mingea. Masiel superb iarăși. Dar cred că a sărit. Final de meci extrem de tensionat, din nou Blidar. Centrarea lui Blidar, deviată de Lacroix, fault în atac. Așa mi s-a părut, jocul continuă și ratează Ibrahim. Decizie foarte importantă luată de Mladinovic. Lovic a căzut acolo în duel cu Lechiataș, ceea ce este extrem de grav în cazul unui stopper, dacă nu este faultat. Deci ce face aici Dragan Lovric este nu periculos, extrem de periculos. Bravo lui Mladinovic, după părerea mea, că a rezistat tentației